o să fac acum. E greu să faci, de fapt e foarte Bă, cum? Salve, șacalilor, ce faceți? Da, nu sunt spălat pe cap și da, nu mai am un osprâncean. Pentru haterii care ziceau că de ce am sprânceana mai plin decât bradul, uitați-vă, mă, șmecherilor, că nu mai am una, am două acum, a? Două, nu una, două. V-am lăsat acolo un post pe comunitate, puteți dați un clopoțel ca să primiți acolo și voi posturi, imagini, mă rog, chestii și notificări de la canal. V-am zis, lăsați acolo comentarii și eu vi le desenez, ați lăsat foarte multe comentarii și complet împite, nu poți să desenezi așa ceva, adică ești artist, bă, dar nu poți să desenezi totuși așa ceva. Din urmare, o să desenez cele mai lăicuite comentarii și o să vedem noi cum o să iasă. Vreau să-mi pun și un fel de timer, un fel de 1-2 minute, ca să nu stau să fac perfecțiune, știi? Vreau să așa, gen 2 minute maxim, să văd cum îmi iese, știi? Bă, hai vedem, uitați să lăsați un like și hai să vedem cum iese. Bun, deci am aici câteva foi și mi-am pus un timer de 2 minute. Nu știu dacă e prea mult sau prea puțin, dar l-am aici. Probabil vă gândiți că un artist are creioane de alea șmechere, nu. Eu am creion cu London. Da. Bun, primul comentariu. Desenează un șacal. Bă, bine, hai desene un drept un șacal. Nu știu cum să-l fac. Dacă mă crezi, am uitat cum arată un șacal, așa că hai că mă uit pe Google drept. 2 minute, începând de acum. Frumos. Bun. Avem aici capul. Frumos. Aici avem restul corpului care se prelungește până aici, ceva de genul. Avem urechile, na-na-na și... Bă, dacă, dar nu mai dat drecul pe tarde că desenez. Bun, știi, un pic am greu pentru 2 minute. O să-l fac mai mult așa. Bun, avem aici, capul este un pic așa. Urechea asta este mai mare decât observ aici. Ok, bun. Avem ușor, avem aici capul. Craniu, avem aici botul, frumos, da. Avem aici botul ăsta. Dar nu știu, da. Bă, mai am 1 minut, ești nebun la cap. Bă, ești nebun, deci nu am timp, vorbesc foarte serios. Aici, deja capul îi pleacă un pic în partea asta, deci botul trebuie să fie un pic mai așa. Ochii care sunt un pic mai jos, sunt cam pe aici, așa. Bun, botul îi vine, uite, așa, frumos. Ochii sunt îndreptați încolo. Partea asta a corpului care e foarte ciudată. Bun, față trebuie să recunosc, nu mi-a ieșit mai deloc, dar nu. Ok, aici îi vine piciorul, da? Aici îi vine restul gâtului, care se duce până aici, de aici îi pleacă piciorul, de aici nu mai văd imaginea, ok? Avem aici coada și piciorul, care aici nu știu cum e piciorul, că nu mi-l arată. O fiu ceva, o labă pe aici, picior. Celălalt picior, cred că e undeva pe dedesubt pe aici, dacă mai am 10 secunde, mai am, dacă pot să-i fac pe aici ceva genul ăsta. Ochii mi-a ieșit aerea rău, nu am timp să-i fac. Ok, are ceva pe aici, uite așa, ceva de genul. Bine, uite așa și se prelungesc, vin de aici. Măsică. Da, ăsta e un șacal, mai mult sau mai puțin, nu știu cum se vede, e doar o schiță, e 3 minute, ok, poți să pleci, du-te de aici. Desenează-l pe Emiluț. Bine, frate, să-mi pun o poză cu Emiluț, da? Asta e poza pe care o să desenez cu Emiluț, da? Emiluț, avem o foaie foarte întreagă, dar Emiluț e foarte micuț, da? E jumate de om, da? Deci, practic, dacă un om are 7, în ăsta de câte ori intră capul? Avem 1, 2, 3, 4, intră capul de 4 ori în corp, da? Bun, hai să vedem. Asta e că Emiluț al nostru nu are gât, ok? Deci aici cum ar veni gâtul la omul normal, Emiluț nu-l are, bă, deja s-a dus timp, ok? Hai să mă grăbesc, bun, aici e capul lui Emiluț, da? E un pic mai așa. Aici normal, eu o să-l desenez normal și după o să încerc să-l mai fac eu, știi, gen așa. Aici e pelvisul lui Emiluț, da? Și deja îi pleacă picioarele care sunt un pic, gen, știi, aici vine așa, frumos, sunt un pic, nu știu, e ciudat, știi, dar le face. Ochii lui Emiluț sunt foarte fericiți, da, sunt foarte, foarte fericiți, da, de aici vine frumos nasul, aici, Emiluț are un nasuc micuț, ceva, chiar are un nasuc foarte micuț, ce fac eu aici, bun. Așa piciorul cășa lui Emiluț, adică, dar nu-i căș, așa se ține Emiluț, ce vorbesc eu aici. Avem aici smartphone-ul în mâna lui Emiluț, da? Și acum trebuie să-i rup gâtul, că la el nu se prea vede gâtul și ăsta-i Emiluții. Mână cu Emiluții, am făcut picioarele un pic mai slabe, dar e vina mea. Am atâta, poți să faci în 3 minute, pleacă și tu de aici, Emiluțule, de fapt, da, Emiluț. Următorul comentariu e, desenează un cartof care desenează salsa cu Emiluț în timp ce o roșie mănâncă o soră geamână a lui Emiluț lângă un scaun pe care se află mama lui Fego. Acțiunea se petrece sub apă, nu e desen de... da, cam atât a fost acest episod. Bun, aici trebuie să fac un cartof, da, care desenează salsa cu Emiluț, da? Bun, aici frumos, uite așa, facem un șevalet, pa. Un fel de scaun, da, na, scaun pe care stă un cartof, îl fac mai așa. Ăsta e un cartof, da, e, pac, frumos, uite așa. Deci fac mânuța cartofului, da, care ține în mână o
o ce ține, o pensulă. Bun, aici e cartoful care desenează salsa. Aici trebuie să-l fac oarecum pe Emiluț, care desenează și el. Bun, ăsta e Emiluț, o să-l fac așa mai la vrăjeală și-l fac aici frumos picioarele. Aici vin frumos, pac, pac, mâna lui Emiluț cu, pac, aici este palmul lui Emiluț cu o pensulă oarecum, hai că nu pun accent mult pe pensulă, frumos. Urta lui Emiluț și gâtul pe care nu o să-l vedeți prea curând pentru că nu prea este. Aici fac mini fața lui Emiluț din profil oarecum. Facem urechea lui Emiluț, părul. Dacă e din profil, piciorul ăsta îi se vadă mai puțin frumos. Aici vine piciorul și aici vine ăsta mare, așa, piciorul lui Emiluț, care e un pic cât. Dar dacă mai am loc, care se află mama lui Fân. Asta e automată, nu știu dacă vă gândiți voi că e automată, dar chiar e automată. Bun, asta e frumos, e tomata noastră, îi fac și un pic așa. Bun, și aici trebuia de fapt să-i fac așa. O să o fac pe asta și din tot, o să o fac din profil. O să fac un ochi urât la tomata asta, o să-i fac un mini năsuc la tomată. O să fac așa o gură plină cu dinți la tomată, în timp ce mănâncă pe... Dar o să fac o fetiță așa, fără cap, na-na-na, ochii nu-i mai fac, astea design-le feții chiar nu le fac. Hai că nu mai am timp mult, trebuie să-i fac aici picioarele un pic așa, mai câștie, bineînțeles, vizoarea lui Emiluț doar, frumos, aici care e mai mică un pic, am văzut că Emiluț are gagică, am văzut, bravo Emiluț, ești tare. Mama lui Fuego, da, pe un tron de ăsta, așa cum o fi, cum fac tronul, acum îl fac așa, frumoasa mama lui Fuego, frumos, bun, aici vin detaliile feții, na-na-na, frumos, fac gâtul frumos, spatele aici, picioarele frumos. Îi fac o roche de fapt, da, îi fac aici o roche lui mama lui Fuego, da, așa, cum stă pe scaun. Și aici picioarele lui mama lui Fuego, îi fac niște bocanci, îi fac niște pungi în picioarele lui mama lui Fuego, care stă așa și se uită, da, se uită și na, o să-i fac o buclă de asta, zic, îmi place Fuego. Bun, și acțiunea se petrece sub apă, da, mă rog, avem, da, e ciudat, nu știu, Gerni ăsta care mi-a lăsat, ești un om ciudat, nu știu de ce mi-a lăsat asta, deja nu mai am foie. Desenează-te pe tine cum desenezi comentariile, ok, bun, asta e o idee, ok, bun. Aici e televizor, mă rog, computerul frumos, aici imediat lângă e unitatea, na-na-na, aici sporcării pe unitate, masă aici care vine, aici e imediat perete, aici e, dar nu o să mă vedeți de scaun, hai că o să-mi fac un scaun mic, ok? Bun, și aici sunt eu care stă aici pe spătarul, na-na-na, scaunului ăsta, mă rog, ce-o fi ăsta aici, fac un sistem de ăsta mai ciudat, mai caracatiț aici, știi cum, pac, 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 o să mă vedeți pe mine, da, care are foile aici, da, și desenează, uite aici creionul și porcările, mă rog, tastatura, mouse, ce mai e pe aici? Uite că mă văd și pe mine, da. Porcăria asta de fapt nu e o porcărie, e ok, e trepiedul meu, da, bun, de fapt nu e al meu. Aici imediat camera asta care mă filmează, na-na-na, nu știu cum, uite așa, frumos, se uită la mine camera în timp ce mă filmează și eu sunt aici, foarte, foarte frumos. Părul meu de la spate care e foarte urât, dat un pic într-o parte și ăsta sunt eu, asta fac eu acum, mă înțeleg. Desenează un cerc. Bă, cred că, bun, o să fac acum, e greu să faci, de fapt e foarte simplu. Bă, ce, bă, cum, bă, haide mă, concentrează-te, da, e un cerc, haide mă, dar ce e asta? Acum chiar iese, cum iese așa cu urmă? Mai întâi, ca să poți să faci un cerc, trebuie să faci un pătrat, da, după care trebuie să faci un triunghi, după care trebuie să faci un dreptunghi, după care trebuie să faci un alt triunghi. Și aici, de fapt, e iluminat, știi? Și, da. Desenează-l pe Nelson. Bine, mă, Nelson, stai așa să... Aici e mare, ele, capalul Nelson, da, și de aici îi pleacă frumos gâtul care nu-i se vede din cauza gușii, mă rog. Bun, aici e nasul lui Nelson care e foarte, foarte mare, da, dar eu nu pot desenez din cauza petardelor, dar după care de aici îi pleacă arcada, da, e mai rotunjit al lui Nelson, da, se duce până aici, cam ceva de genul. Bun, sprâncenele lui tata Nelson aici, al lui Nelson, bandit Nelson, mondial Nelson, cum vreți voi, vine aici frumos, aici se duce frumos așa, asta e doar schiță, da? E un cerc aici, da? Și ce, se duce gura un pic așa, da? Vine la tata Nelson, da, mă rog, și aici e mustăcioara lui Nelson care se vede puțin tel. Și aici, surprinzător, doi dinți, da? Da, am exagerat, i-am făcut cam mare, asta e. Vedem aici jumătate de dinte. Păi se cam duce timpul, bun, aici sunt ridurile, da? Și de aici începe părul, mă rog, cum e la tata Nelson aici. Așa, Nelson bandit aici frumos cu un pic de perișor aici. Asta e, mă rog, cu chestiile astea pe aici, cu ce o mai fi el, cu tabloul lui fiu sau cine o fi ăla, Nelson, na-na-na, pac, Gioconda aici și e Nelson mondial.
Da, e ok. Desenează un titlu clickbait. Bun, e un titlu clickbait, stai să mă gândesc. Frumos, aici sunt paginile, da, na-na-na, aici celelalte pagini, na-na-na, frumos, aici, pac, 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 pac. Imediat după avem aici bara de căutare, na-na-na, iar aici avem clipul, uite așa, se începe de aici și se lungește după, ba. Bun, aici o să scriu că nu e clickbait, pentru că e clickbait, bineînțeles. Bun, YouTube-ul românesc ne prinde proști, na-na-na, aici facem sigla canalului cum arată aici și scriem Mimi. Na na na, îi punem și bifa, că morții măsii de bifă. Nu știu câți abonați are, nu știu, 400 de mii, pun acolo, să coștie tot prost. Punem 1 milion de vizuri aici. Deci nu e clickbait, știi că YouTube-ul românesc e... Da. Ironie. Desenează-l pe Ilie care linge un cactus. Bă, interesant, ia, hai să-l desenăm noi pe Ilie care... Pe partea asta îi se vede fața lui Ilie. Aici îi facem chestiile dragului nostru, Ilie. Îi facem un nână, așa, pentru că... E minte, e nasumare, știi că minte, Pinocchio. Aici o păsărică care stă aici, păi el, na-na-na, că doar minte, știi că... Bun, și aici o să-i fac gura tare largă, deschisă lui Ilie. E un fel de troll de ăsta, de Bigfoot, de cum îl cheamă, păi aici vine, na, cum vine asta de la NASA, asta aici ar trebui să vină. Bun, și aici, în ochiul lui Ilie, în pupila lui Ilie, o să-i fac dolari, știi? Bă, dolari. Și mă rog, avem aici partea asta frumoasă a feții lui Ilie, na-na-na. Frumos aici, nasa, am uitat să fac nările la nasa și ăsta. El o să audă note de bani, știi? Cum îi vin banii în ureche, știi? Poc, poc, poc. Da, mă rog, aici e gâtul lui Ilie, care e... vine, uite așa, na-na-na. O să fac eu un alt fel de cactus, nu-l fac neapărat pe ăla, o să-l fac gen, uite așa de asta, așa cu pac, așa, știi, așa. Fac țiep la cactusul lui Ilie, mulți țiep. Hai că acum se vede că e un fel de cactus, na-na-na, țiep aici. Deci o să fac tot bani pe cactus, că dacă linci, faci vizualizări și faci bani și după îl previnzi pe Bongo, nu uite așa, fac. Uite mă pe Ilie, ce e asta, vede în câte minute, în 2 minute l-am desenat. Asta o să fie sigla canalului meu, vorbesc serios. Da, cam ăsta a fost episodul, am desenat ce ați vrut voi, e mai greu că am vorbit mai mult și da, e un, da, de asta știi. Eu sper că v-a plăcut talentul meu de 3 minute, cum interpretez alți oameni și ce ați vrut voi acolo, cu imaginație, cu tot. Ne vedem data viitoare și, da, nu uitați să lăsați un like, să treburi chestii, să spuneți care desen v-a plăcut cel mai mult sau dacă mai facem. Follow pe Instagram neapărat în descriere și ne vedem. Tehnico-tactic, trac, tras pe tracuri, epazic, like, nom, ce spectacol. Ăsta-i Maidanul pe care am crescut, ghermesătul de metamorfoze, având cascut tot psihoze. Bă, man, întreb și eu numai, râdeau de la vopsele sau...